La Catedrala Ortodoxă Sfinții Arhanghel Mihail, Gavril și Rafael din Paris a fost lansat filmul documentar Coroana României, realizat de jurnalistul George Grigoriu. Evenimentul se înscrie în seria manifestărilor dedicate hramului lăcașului de cult. Prezentarea peliculei a avut loc în prezența înalt preasfințitului părinte Iosif, mitropolitul ortodox român al Europei Occidentale și Meridionale, și a excelenței sale Ioana Bivolaru, noul ambasador al României în Franța. Filmul Coroana României, realizat de jurnalistul George Grigoriu, a fost lansat în prezența a peste 300 de persoane. Documentarul prezintă o pagină semnificativă din istoria poporului român, încoronarea regilor României. Centrul de greutate al producției cinematografice este coroana, ca simbol central al evenimentului din 15 octombrie 1922. Ferdinand și Maria au fost încoronați atunci la Alba Iulia ca suverani ai României mari. E un document istoric, viu, animat, în care putem descifra de la un înalt nivel științific o poveste specială a unui simbol. Coroana românilor, aș spune, coroana română în cursul secolelor, în timpul monarhiilor de dinaintea monarhiei, culminând cu momentul glorios din 15 octombrie 1922. Un film cu valoare de testament pentru doi dintre cei intervievați, academicienii Constantin Bălăceanu Stolnici și Răzvan Teodorescu, a căror știință, iată, o putem admira și ne putem îmbogăți cu ea și prin intermediul acestor ultime mărturii. Lansarea filmului a fost posibilă cu sprijinul Departamentului pentru Românii de Pretutindeni. Dăm slavă lui Dumnezeu pentru tot lucru bun și acest film este într-adevăr un lucru bun. Este o mărturie vie a românilor de pretutindeni, cu siguranță, pentru că încoronarea, așa cum ne spune filmul, este crucea fiecărui român, în primul rând, o cruce sfântă, o cruce a românilor. Felicităm pe domnul regizor, pe domnul George Grigoriu, felicităm toți cei care au participat la această minunată lucrare și, nu în ultimul rând, felicităm românii de pretutindeni, cei care dau mărturie vie României. Aș vrea să mulțumesc Departamentului Românilor de Pretutindeni, cu al cărui ajutor am reușit să lansăm acest film în diaspora. O instituție care nu își uită românii, ba dimpotrivă, îi coagulează în jurul principiilor și a identității românești. Vizionând filmul, tinerii români și-au amintit că istoria și credința se numără printre cele mai importante valori. Istoria unește. Istoria este identitate. Nu poți trăi fără istorie. Și cumva, privind acest documentar, am simțit cumva că mă uit nu neapărat la un documentar ca și un simplu spectator, ci am simțit cumva că fac parte din această istorie. Consider acest film un testimoniu monumental al unei istorii neștiute de mulți, care cu acest prilej se poate propaga la cât mai multă lume. Orice român din diaspora și, bineînțeles, românii din țară, trebuie să vadă acest film. Este o bucurie, este o mândrie, este mândria de a fi român. Manifestările vor continua și zilele acestea. Miercuri dimineață, în cel mai important lăcaș de cult al românilor din Paris, va fi oficiată Sfânta Liturghie Arhierească.